Tudor Păișanu este din Brănești. Deși este abia în clasa a 6-a, Tudor se poate lăuda cu o serie de medalii, cupe și diplome. A obținut primul loc la toate concursurile la care a participat până acum. Este un mic geniu pentru care se întrevede un viitor strălucit. Tudor a ridicat suspiciuni de la o vârstă fragedă. Era cam prin clasa a 2-a. Doamna învățătoare ne-a oprit după terminarea cursurilor, deși noi îl știam și chiar și este foarte cu minte și ne-am speriat puțin. La care doamna a ținut să ne atenționeze de faptul că pot să citez cuvintele acelei doamne învățătoare de la momentul respectiv. Nu știu ce se întâmplă cu Tudor, zice, dar îmi pare rău, foarte rău de el. Am rămas așa totuși surprinși, zice, nu se joacă, el nu vrea să se joace, nu iasă cu ceilalți copii în pauză. Îmi pare foarte rău de el, zice, mai îmi cere o problemă la matematică. Îi place atât de mult matematica încât nu ratează nicio competiție. Eu de mic am învățat înainte, mi-a plăcut să învăț în avans. Și nu numai matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, toate științele. Științele mai mult exacte. Da, exacte. Dar de ce te-au atras? Pentru că au ceva deosebit. Studiază natura, deci înțelegi tot ce se întâmplă în jurul tău. Și matematica e ca un instrument pentru aceste științe. Adică prin matematică poți să înțelegi tot ce se întâmplă. Și fratele său mai mic, cu 2 ani, îi calcă pe urme. La ultimul concurs la care au participat împreună, au luat ambele mari premii puse în joc. Și deși are doar 13 ani, tânărul se poate lăuda că și-a pus numele deja pe o culegere de exerciții de matematică. A fost sprijinit de un matematician român stabilit în Canada. Pe Facebook am vorbit cu acest profesor. Eu mai lucrasem de la culegeri făcute de... Cum îl cheamă pe profesor? Nicolae Vășchescu. Și e plecat de mult timp în Canada? Trăiește acolo de da, mult timp? Da, trăiește de mult timp. A fost profesor la gimnaziu la Frații Buzești în Craiova și apoi a plecat în Canada. Tu l-ai cunoscut prima dată prin intermediul culegerilor, da? Da. Și am decis să-l contactez pe Facebook, să vorbesc. Și i-a răspuns? Da, mi-a răspuns. I-am arătat o problemă compusă de mine și s-a interesat. Și apoi am vorbit și i-am povestit despre mine și m-a întrebat dacă vreau să colaborez cu el pentru o culegere de matematică, rezolvări de olimpiadă. Și apoi m-am apucat să rezolv toate subiectele de la olimpiadă, din 2016 la toate olimpiadele. Doar într-un singur an se poate lăuda cu 15 diplome și medalii obținute la diferite concursuri. Am luat premiul 1 și am mai luat la 1 premiul 2. La 15 concursuri interjudețene. Asta doar în clasa 6. Doar în clasa 6, dar din Oltenia. La toate a obținut primul loc. Primul loc sau al doilea, mai rar, da. Viitorul lui Tudor pare strălucit. Va studia la Liceul Național Teoretic din București, o unitate de învățământ privată unde merg copiii supradotați din țară, dar și cu posibilități financiare. Tudor a reușit să obțină o bursă fără de care studiile în București nu ar fi fost posibile. Aș vrea să ajung matematician sau profesor universitar la Cambridge. Îți doresc să plec din țară. Să plec din țară? De ce ai această dorință? Pentru că e o lume mai bună acolo, e altă. Cum ți-ai dat seama de lucrul ăsta? Pentru că în țară, nu, aici în România, nu prea sunt apreciate valorile. Adică avem copii foarte buni care au ajuns la Olimpiada Internațională de Matematică, dar nu prea sunt băgați în seamă. La televizor tot se dă despre fotbal, despre alte lucruri. Politică, da. Deci nu se interesează nimeni de aceste valori și de din cauza asta pleacă. Și pentru că e alt învățământ și acolo. Probabil că și partea materială contează. Da, și sunt plătiți și mai bine acolo. Da. Mai bine.
Bursa este oferită lunar, include cazare la Universitatea Politehnică din Capitală, transport către și de la școală, precum și taxa de școlarizare. Tudor a impresionat cu rezultatele sale și din acest motiv a fost selectat. Și apoi am trimis CV-ul meu cu toate rezultatele de la concursuri și m-au acceptat pentru un interviu. Apoi am dat interviul. Până și... Până la București sau au venit ei aici. În total, 180 de tineri și-au depus CV-urile, însă doar tânărul din Gorj și o altă elevă din Tulcea au avut norocul să obțină bursa. Ascult foarte mult Pink Floyd. Prima dată de la tatăl meu. Tatăl meu mi-a spus despre Pink Floyd și mi-a arătat cât de frumos este. Și ascult foarte des.